Pandurii au plecat în această dimineață spre Galați, unde sâmbătă vor disputa prima partidă oficială din acest retur de campionat. Antrenorul gorjenilor, Cristi Pustai, și-a făcut deja calculele și știe exact de câte puncte are nevoie pentru a prinde un loc de Europa. Sunt 15 meciuri, să le împărțim în 3, 5, 3 seturi de 5. Am zis, un final cu 28 de puncte ar fi bun, pentru că eu zic că 62 de puncte înseamnă participare în Europa. La prima participare din istorie, echipa lui Cristi Pustai a făcut doar 2 puncte în Europa League. Cu 2 puncte și 3 goluri marcate, Pandurii Târgu Jiu s-au clasat pe ultimul loc al grupei din Europa League. Pandurii a reprezentat cu cinste România. Astra și Petrol au investit deja mulți bani pentru a ține pasul. Noi să sperăm că o să avem un parcurs regulat pentru încă vreo 2 ani. Și atunci am putea spune că există Dinamo, văd că au și gânduri mari, mai CFR-ul nu cred că o să rămână în stadiul ăsta și ar mai fi Vaslui. Deci ar fi undeva 7 echipe care se vor bate de acum încolo pentru prezența în Europa. Sâmbătă, gorjenii joacă cu Oțelul Galați. Avem un obiectiv clar și trebuie să câștigăm, spune președintele clubului gorjean, Eugen Pârvulescu. Avem un obiectiv, Europa League, ne-am îndepărtat de primele 3 locuri după înfrângerea suferită pe teren propriu în dauna formației de Petrolul Ploiești. Și mergem la Galați să nu pierdem, e foarte important acest lucru, ar fi bine să nu pierdem și ar fi foarte bine, excelent, să câștigăm partida de la Galați. Mijlocașul Pandurilor, Paul Anton, speră ca echipa să termine campionatul pe un loc care să-i trimite în Europa. Va fi dificil, Dinamo s-a întărit, CFR-ul la fel, Vaslui, chiar dacă a plecat Sin Mărtean, totuși o echipă foarte puternică și lupta va fi dificilă, însă sperăm ca și anul trecut să reușim să la finalul campionatului să fim bucuroși. Pandurii are acum 34 de puncte, iar sezonul trecut Pandurii au ieșit vicecampioni cu 63 de puncte.